Capitolul 16. Ce ai învățat în școală? Răspunsul lui Robert Există o zicală care spune Copiii cizmarului n-au pantofi. În cazul meu ar fi fost mai potrivit aceasta. Copilul inspectorului de școală n-are minte. Chiar dacă tata reprezenta fruntea educației, eu am rămas corijent în școală și nu odată, ci de două ori. Am picat la engleză, atât în alul 2, cât și în ultimul, pentru că nu știam să scriu. Cred că era destul de penibil pentru tatăl meu ca fiul lui să fie tântălăul clasei. În ciuda notelor proaste, am reușit să absolv și am primit nominalizări ale Congresului pentru Academia Navală a SUA și pentru Academia Marinei Comerciale a SUA. Deși aveam note slabe, aveam calificative destul de bune la testele de aptitudini și eram bun la fotbal american, ceea ce m-a ajutat în procesul de admitere. Am ales Academia de Marină Comercială a SUA de la King Point, New York, pentru că voiam să fac parte din Marina Comercială și pentru că se plătea mult mai bine în comparație cu absolvenții Academiei Navale. Pe vremea aceea, în 1965, când am luat această decizie, un sublocotonent al marinei militare câștigat cam 200 de dolari pe lună, iar un absolvent la King Point aproximativ 2000 de dolari pe lună. Atunci am absolvit la King Point, sublocotonenții din marina militară câștigau tot 200 de dolari pe lună, dar absolvenții de la King Point, dacă navigau pe o navă comercială care intra într-o zonă de război, câștigau cam 100.000 de dolari pe an. Așa încât, sincer să fiu, deși Academia Navală are o faimă mai mare, pe vremea aceea absolvenții de la King Point erau printre cei mai bine plătiți absolvenți din întreaga țară. Un salariu anual de 100.000 de dolari însemna foarte mulți bani în 1969, în special pentru un tânăr de 22 de ani. Cu toate acestea, nu am ales o slujbă de acest gen. La absolvire m-am angajat la Standard Oil din California cu baza în San Francisco. Motivele pentru care am ales Standard Oil, deși salariul era mult mai mic, de numai 47.000 de dolari pentru 7 luni de muncă, au fost mai întâi faptul că eram interesat de petrol, și apoi acela că petrolierele lor navigau în Hawaii și Tahiti. În 1966, Academia și-a trimis tot efectivul anului doi ca ucenici la bordul unor nave pentru un an întreg, se numea Anul pe Mare. În acel an am navigat pe șlepuri, petroliere și vase de pasageri ca ofițer student. Acel an de călătorii prin lume a fost o perioadă care m-a ajutat foarte mult să-mi extind orizontul. Totodată era amuzant să dai peste colegi de clasă prin tot felul de porturi îndepărtate și exotice m-am maturizat mult și am învățat multe despre viață și despre lumea reală, de care încercaseră să mă apere părinții mei. În timpul celor patru ani la Academie, am avut două momente definitorii. Primul a fost engleza din alul întâi. După ce rămăsesem de două ori corigent la această materie, eram convins că engleza la nivelul de colegiu avea să însemne finalul carierei mele de student. Aveam coșmarul în care mă vedeam căzând la examen și fiind trimis direct în Vietnam aceasta fiind soarta studenților care erau eliminați în acea perioadă. În loc să se întâmple asta, engleza din primul an a fost o fericire. Am avut un profesor grozav, dr. A.A. A. Norton, absolvent la West Point și pilot pe bombardierele B-17. În loc să mă pedepsească pentru că nu știam să scriu corect și pentru ideile mele radicale, el m-a încurajat să scriu. Am terminat anul cu media 8. Dar, mai important decât acea notă, a fost faptul că profesorul Norton mi-a redat încrederea în mine ca student. Într-o facultate în care peste 50% din clasă pica examenele și trebuia să plece înainte de absolvire, încrederea profesorului Norton în mine ca student m-a ajutat să trec prin toți anii de la Academie. Astăzi, cărțile mele au fost traduse în peste 46 de limbi, s-au vândut în peste 26 de milioane de exemplare și sunt mai cunoscut ca scriitor decât ca ofițer naval. Dacă nu ar fi fost profesorul Norton, poate că nu aș fi absolvit niciodată academia și, în mod sigur, nu aș fi scris niciodată o carte. Un alt moment definitoriu al vieții mele a fost acela în care am descoperit puterea petrolului și efectele acestuia asupra economiei mondiale. În 1966, ca ofițer ucenic la bordul unui petrolier al companiei Standard Oil, am învățat că petrolul înseamnă putere. Astăzi investesc milioane de dolari în petrol. Ca antreprenor, am ajutat la demararea două companii petroliere. Una a dat faliment încă de la început, a doua a devenit publică și a dat faliment după aceea. Am învățat multe din aceste eșecuri. Ca pilot în Vietnam în 1972, am înțeles că nu luptam împotriva comunismului. Am înțeles că luptam pentru petrol și pentru marile corporații petroliere. Astăzi ne aflăm în același război alte țări, aceleași corporații. În anii 1980 am devenit membru fondator al organizației cunoscute sub numele de GENI, Global Energy Network International. Scopul GENI, o organizație non-profit, este să comunice lumii ideile lui R. Bachmeister Fuller, cunoscut ca una dintre cele mai proeminente personalități al vremurilor noastre. Conform ideilor lui Fuller, Lumea are tehnologia necesară ca să fie independentă din punct de vedere energetic, adică să dispună de o energie regenerantă, nepoluantă. Problema este că, în vremea noastră, companiile petroliere preferă să vadă crescând prețul petrolului. Iar aceste companii dețin o foarte mare putere. Am susținut ideile lui Fuller, pentru că, dacă genii ar fi fost devenit o realitate prosperitatea lumii noastre ar fi crescut, sărăcia ar fi dispărut, creșterea demografică s-ar fi diminuat și ar fi existat o șansă mai mare pentru pace mondială. M-am retras din Consiliul Genii în 1994. Compania există și astăzi și merge foarte bine. Dacă vreți mai multe informații despre Genii și despre inițiativele lor, puteți vizita pagina lor web genii.org. Ideile lor sunt îndrăznețe, demne de luate în considerație, și ar putea duce la o lume complet diferită dacă oamenii ar putea să vadă beneficiile cooperării în loc să se lupte pentru resurse. Deși poate că voi părea ipocrit, sunt totuși un capitalist. Câștig în continuare din petrol, dar sprijin și înlocuirea petrolului cu o resursă energetică nepoluantă și regenerantă ca să ridice standardele de viață al omenirii și să reducă sărăcia și războaiele. Așa cum spune acel vers din Imagine al lui John Lennon. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Răspunsul lui Donald, zilele de colegiu. Știu că asta îi surprinde pe mulți, dar am fost unele foarte bun. Eram serios, atent și învățam la toate materiile. Când am discutat cu Robert despre anii de colegiu, pentru a ne da seama care partea acestora ne-a ajutat să ne îmbogățim, mi-am amintit că am petrecusem timpul liber studiind afacerile imobiliare și potecile. Întotdeauna făcea mai mult decât mi se cerea. Cred că aceasta este cheia succesului, nu doar a succesului financiar, ci în orice domeniu. Dacă faci numai atât cât este necesar ca să te descurci, atunci exact asta vei reuși, dar rezultatele finale nu vor fi remarcabile sau excepționale. Ca să ai un avantaj, trebuie să faci ceea ce nu vor să facă alții. Legendarul jucător de golf Gary Player spunea, cu cât muncesc mai mult, cu atât sunt mai norocos, și această deviză am adoptat-o și eu. Cea mai mare greșeală pe care o putem face este să ne așteptăm ca lucrurile să meargă ușor. Știam că afacerile imobiliare nu erau un fleac, așa că m-am pregătit serios. Aveți grijă să faceți la fel, indiferent care este obiectivul interesului vostru. Alți colegi de clasă erau niște elevi excepționali, dar ei nu s-au descurcat la fel de bine în viața reală. Unii ori cred că se concentrau atât de mult asupra cerințelor academice, încât nu mai erau atenți și la lumea exterioară, iar atunci când au observit, au fost surprinși de ceea ce aveau de înfruntat. Eu cred că eram conștient de pericolele și greutățile din lumea reală și m-am păstrat la curent cu evenimentele naționale și internaționale, cu cele ce aveau legătură cu afacerile imobiliară și cu altele, așa încât să rămân pe un teren stabil la trecerea de pe holurile facultății pe străzile afacerilor. Asta înseamnă să ai un avantaj. Este important în sport și este important în viață. Uneori este necesar să ne izolăm ca să excelăm, ceea ce este bine, dar în același timp trebuie să fim atenți. Oamenii pot să devină atât de suprapregătiți încât să nu fie bun de nimic concret. Din nou, înțelepciunea culeasă din cărți, în contrast cu înțelepciunea străzii, este posibil să le ai pe amândouă. De fapt, acum este chiar obligatoriu. Avantajul meu este că am văzut partea dura afacerilor imobiliare atunci când am lucrat alături de tatăl meu și l-am urmărit încă din copilărie. Este vorba de lume dură, iar eu știam asta. Am învățat să mă dau la o parte din fața ușii atunci când mă duceam să încasez chiria ca să nu fiu împușcat. Pe scurt, știam cu ce mă confruntam. Tatăl meu avea atât înțelepciunea străzi, cât și pe cea afacerilor și, ținând cont că am mers la Warton, am avut de învățat de la cei mai buni din ambele lumi pentru că nu suntem cu toții la fel de norocoși. Și asta e ok. Poți să profiți la maximum de ceea ce ai și de locul în care te afli. Numai să încerci să faci mai mult. Ceea ce ești dispus să faci poate să determine locul în care ești dispus să ajungi. Eu am fost dispus să adaug ore suplimentare de studiu celor din orarul meu de la colegiu, fără să mă aștept la recompense sau felicitări. Am făcut-o singur și cred că acesta este unul dintre motivele principale ale succesului meu. Răspunsul tău care parte dintre învățăturile din școală te-a ajutat să ai succes?